taxatoare. Vreau să menționez câteva lucruri extrem de importante. Avem deja dovezi incontestabile că acest caz se încadrează într-un caz de libertate religioasă. Ceea ce este inacceptabil pentru orice stat de drept, pentru orice democrație consolidată, așa cum este Norvegia, și nu putem vorbi despre lucrul acesta în Europa din 2016. Bineînțeles că argumentul esențial este că nu există persecuție religioasă în Norvegia. Bineînțeles că nici în România nu putem vorbi despre persecuție religioasă. Dar asta nu înseamnă că nu sunt cazuri izolate. Și aceste cazuri izolate trebuie tratate cu foarte multă atenție și cu foarte multă celeritate. Menționez că au fost discuții între părinți și școală vis-a-vis de credința lor religioasă. Menționez că au fost discuții între copii și profesori vis-a-vis de aspectul acesta. Și menționez faptul că denunțul inițial a directoarei a pornit tocmai de la această prezumție, și anume că există suspiciunea de îndoctrinare abuzivă creștină. Fapt care este scris și care dovedește că acest caz se încadrează într-o cazuistică a libertății religioase și de conștiință.